Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Danger Zone Hacking. Bă, băieți, hai să facem 1000 de like-uri la acest episod, dacă mai vreți episodul genul în continuare și vă place seria asta. Nu neapărat să dați un subscribe la canal, la fel, dacă vă place ceea ce fac, pentru că la 70.000 de abonați o să facem încă un live stream de 12 ore, bă, băieți. Jucăm aici un Danger Zone la solo, probabil că ați văzut și titlul, o să vă explic în timp ce jucăm despre ce este vorba în titlu. Am făcut Ember Wolf, Ember Wolf 1, dar e doar Ember Wolf, episodul trecut, așa că hai să vedem, bă, băieți, dacă putem să rankăm un meci ăsta, dacă este win, gen dacă ieșim noi pe locul 1, eu zic o să rankăm. Bă, băieți, dați neapărat acolo un like și un subscribe, nu uitați, și hai să trecem la meci, zic. Gata, bă, băieți, ne-a găsit și meci, Doamne ajută, că am stat jumătate de oră, cred că să-mi găsească meci, că am stat vreo jumătate. Bă, nu mă dropez în apă, coaie, na, în fine, bă, băieți, prea târziu. Bă, fraților, o să vorbim imediat și despre titlu. Hai să vedem acum să ne dropăm, să găsim și noi o armă. Sau hai, că de fapt că încep de acum, sper să nu mor. Bă, iar am dat, mă, bă, uite, mă, ce prost. S-am vrut să dau la solo, să nu joc, de-aia am dat cu coechipier. În fine, nici nu o să-l bagă seama pe coechipierul ăla. Bă, băieți, probabil că mulți dintre voi vă întrebați: bă, frate, ce, cum adică ți-ai luat bancul Deagle de 500 de euro, nu știu ce. Ei bine, hai să vă zic așa, de unde a început toată povestea asta. Eu am și un cont de TikTok, dacă știți, dacă nu știți, o să vă las acolo un link în descriere, dați-mi și voi acolo un follow. Mai pun TikTok-uri așa din când în când, când mă plictisesc și n-am ce face. M-am luat după Radu 4K, băieți. Și nu mai știu, acum 3-4 zile, ceva de genul, oricum, acum câteva zile, am pus un TikTok în care am arătat că aveam un cont banat și aveam în inventar un Deagle de 500 de euro. Nu mai știu exact cum se numea Deagle-ul ăla, să-mi bat picioarele. Am intrat doar o dată pe contul ăla, că am și uitat de Deagle-ul ăla și am intrat așa de curiozitate pe cont și am văzut că costă 500 de euro. Deci eu mi-am luat bani pe contul ăla în 2016, acum vreo 4 ani jumate aproape. Și am pus un TikTok așa la Caterinca, să vă, Deagle-ul ăla, deci eu când mi-am luat banul, jucam cu un cod gratis la Caterinca. Și efectiv, dădeam rage. La finalul meciului era un meci pe mireș, din câte știu. La finalul meciului mi-am luat acolo mare drop cu un Deagle. Era Deagle de 40 de euro. Din păcate, contul cum era nou, nu aveam cum să-l vând sau să scap de el. Peste vreo 2-3 zile mi-am luat VAC pe acel cont și de atunci Deagle-ul ăla a rămas blocat acolo. Iar acum, după 4 ani aparent, Deagle-ul ăla a ajuns să coste undeva pe la 500 de euro. O să aveți linkul de la contul respectiv în descriere, ca să nu ziceți că vă mint sau chestii de genul. Și a ajuns aparent după 4 ani, bă, băieți, să coste Deagle-ul la 500 de euro. Deci cam asta este faza cu contul ăla, pentru că m-au întrebat mulți, am primit numai mesaje pe TikTok: bă, frate, stai așa, când ți-ai luat tu, de când ai tu cont, frate, cu Deagle de 500 de euro, nu știu ce. Și aoleo, bubuie bomba, aud o bombă care bubuie. Na, asta ce dracu face aici? Băi, Alfa, trăiți iar familia ta. Ce faci aici, bros? Ai dragi pe tine? Ce ai, mamă, enemy squad eliminated? Bine, dacă vrei. Bă, fraților, sperăm să facem un rank cap după meciul ăsta, pentru că eu știu de obicei că pe Danger Zone, după fiecare meci pe care îl câștigi, ei un câte un rank cap. Sperăm să fie așa și aici, bă, băieți. Acum nu știu, pune să mă mai... am aruncat toporul. Mergi mai prost, bă, băieți, nu mă mai duc după el. Acum, faza proastă e că eu nu prea am bani de arme bune, bă, băieți, și... Am mai jucat așa în ultima vreme... Danger Zone și am văzut că s-au mulțit codații, deci sperăm să nu... Mamă, autotureta, ai de pizda, mă, si, bă, băiatule, bă! Stai că-s gloanțe aici, nebun la cap, ai că le iau. Și cam asta a fost povestea, bă, băieți, cu contul ăla de CSGO. O să vi-l las în descriere în caz de mai sunt chestii de genul, pentru că, pur și simplu, frate, eu când vă zic ceva, vă zic sincer, nu îmi place să mint abonații și chestii de genul. Și am pornit un mini scandal acolo pe TikTok, bă, băieți, și puteți să-mi dați și un follow pe TikTok dacă vreți. Mi-am făcut și promovare cu ocazia asta. Hai, mă, băieți, dăm și noi un team wipe aici. Bă, băiatule, unde fugi? Unde crezi tu că fugi, băi, băiatule, băi? Băietule, unde crezi că fugi? Băietule, ți-ai luat apă încă un enemy squad eliminate. Sperăm să nu fie codați în meciul ăsta, bă, băieți, că în ultima vreme știți că s-au cam mulți. Bine, nu neapărat să nu fie codați, dar să nu fie rage, că dacă-s ăștia care joacă așa ca mine, mai cu semi rage, mai cu asta, eu n-am treabă. Dar să nu fie rage, bă, trăiți iar familia, că îi urăz din tot sufletul meu, bă. Cum să joci, bă, cu pe Danger? Bine, am jucat și eu pe Danger Zone cu rage, nu vreau să mănânc cacao, dar totuși, bă, băieți, unii joacă exagerat de mult, frate, cu opa. Păi ce ai făcut, mă? Bă, am crezut că eu cutia de aia de gloanțe era ciuciu, era fix ciuciu. Bă, băieți, o să mă uit așa încet să văd dacă încep băieții să-și ia scout. Când îl văd, deci prima persoană pe care o văd cu scout, ne-am luat și eu scout. Bă, ești nebun, eu acum văd. Na, UMP, ciuciu. Hai să mergem să-i omorâm pe băieții ăștia doi. Deci eu, când am văzut prima persoană care și-a luat scout, o să-mi iau și eu scout neapărat, pentru că nu vreau să risc să îmi iau bătaie, că de obicei ăștia care și-a scout, majoritatea sunt codați și nu prea aș vrea să risc. Hai să vedem, Thomas ăsta a murit, la Julia sau cum îl cheamă, Julaio. Bă, ce trage Julaio, a meu, ești nebun, și-a băgat mare hellshot. Hai, brodere, să-mi bag și eu hellshot-ul ăla nebun. Și-a băgat două hellshot-uri, cred că unul după altul. Hai, brother, revină cu mamă ce tap și-a luat. Bă, n-am dat enemy squad elimine... Mamă, n-am dat wipe pentru că... Bă, dar nu, eu nu vreau glanțele, brother, eu vreau... Ma...
Lasă așa, gata mă băieți, am furat gloanțele. Eu voiam skinul ăsta nebun, ia uite ce skin are omul meu, mă frate. Poison Dart, nici nu știam că există skinul ăsta. Bă, hai să mergem să... Ia uite-l pe ăsta cu... Bă, Thomas, tu-ți copilăria, mătii, voi v-ați dat aici respawn. Fie ce squad-o ai dau acolo, fie ce squad-o ai dau, așa mă băiatule. Ăștia-mi făceau mie troll, bine că am făcut bani de pe aici, nebun la cap. Hai să iau toți banii dacă tot i-am omorât. A, na, uite aici. Oamenii mei se ascundeau de mine ca să-și ia respawn amândoi. Fii atent mă ce șmecheri, băgam ia și picioarele nei, bă băieți, uite că mai e 4 în viața, hai să mergem să-i omorâm și pe... Deci mai e ăla care e cu echipier cu mine, mai e să ia 2 și ăia 2. Bun, hai să mergem repede, uite ăsta a meu se duce pe aia, eu o să mă duc pe aia, că-s acolo mai sus. Să-mi iau oare, să-mi comand un scout, nici nu știu, am destule gloanțe pe MP9-ul ăsta și nu vreau să mai... Dau banii aiurea și pe scout. Uite, uite, două drone, hai, hai băiatule, hai, pică, pică, pică. Ah, băgam iaș. Am vrut să iau, uite, cu aia câte chestii și-au comandat ăștia. Stai, nu! Nu! Băi, băiatule, mă... Aoleu! Doamne, ce prost ești, bă, băiatule, stai să nu moară ăsta meu. Băi, cât de prost ești, futu-și princepsul, mă, m-a omorât ultimul nab cu aia. Băi, eu sper că acum mă respawnez cu ceva bănuț și că nu o să așa... Hai să vedem, deci eu am murit acolo, aici cu echipierul meu, că mă respawnez, pentru că cu echipierul meu m-am coborât cu 4 mistes, nebun la... Băi, cu aia, păi, dar ce dracu facem aici, băiatule? Fie că-l omoră și pe-a meu acum. Și-a bătaie și-a meu, fii atent, mamă, 12 secunde, bă, băiatule, bă. Pe da mi-au tap, chiar așa mă, bă, ăștia, ascultați oricum 100% cu aia, că mi-a dat cu Pepe Bizon un instahead, hai că-mi 5 secunde ne respawnă, bă, băieți, o să mă respawnez undeva la marginea, mă, pe cald undeva n-am unde să mă respawnez, bă, băieți, că se trage rău de tot, mă, spawnez aici, să mă respawnez aici, o, bată tata de nu, bă, băieți, că trag ăștia de, nu mă văd nici nebun, dar intru cu scout-ul acum, ne-i băga mi-aș picioarele, bă. Intru cu scout-ul nei că m-au cam enervat. Ia stai un pic, ce să tăream pe scout? Legit scout, așa vă vreau bă băieți. Headneck, hai repede să ne luăm un... Nu, un scout primată și un nemo box. Hai mă băieți să vă băgam, e așa. Avem și pistol numai bine. Hai mă băieți să vă văd, care e ăla? O ia doi de acolo, princess și ăla alt. O să fie rupți. Rupți o să fie bă băieți, you're right and will be. Mamă, să vezi acum cu aia că vine drona de acolo și mi-i împușcă la drona, deși nu prea cred că vine chiar de acolo drona. Hai să vedem bă băieți dacă reușim ceva. Mamă, ce m-ai enervat ăla să-mi dea spawn kill în halul ăla. Bă băiatule, păi stai să vezi tu acum ce să fac. Mamă, hai mă să-mi vină drona repede că îi dau oraș pe ei. Deși n-ar fi chiar o idee bună să dau oraș având în vedere că l-are Rage-ul, dar oricum... Ar trebui... Uite, bă, ce vine drona, bă, băiatule, bă, păi dărâm copacii, băi, hai, repede, hai. Hai, mă, hai. Ăsta e ammo box-ul, dar nu, puii mei, dar nu! Dar de ce, mă? Doamne, futuți! Unde-i scout-ul? Unde-i scout-ul, bă? Bă, unde-i scout-ul, bă? Nu-mi spune că mi-a lăsat scout-ul acolo. Deci nu-mi spune că mi-a lăsat scout-ul acolo, că-mi bag picioarele, bă. Deci nu. A, uite-l. Bine, bă, băiatule, hai încoa repede, că termine șmecheria. Hai. Bă, ce tâmpenie, mă, a venit zona peste mine. A, teammate redeployed. Bun, a putut să-și redeploy, ceea ce e un lucru super, super cool. Super shiny, tiny. Deci nu știu pe care să merg, mamă, și-a luat AUG-ul ăla. Vezi că și AUG-ul e super OP pentru Rage, dar în orice caz, nu cred că e mai OP decât scout, așa că hai Princess încoa. Hai frățiucul meu. 1. Nu. Copile, treci încoa, copile. Hai, copile. No. Aia-i, mă, copile, mori. Și acum trebuie să mergem la Stild, că ăla să-l omorăm, că o să-și dea prietenul nostru respawn. Dar oricum, acum măcar își dă respawn fără arme, fără nimic, ceea ce e un lucru bun. O să merg să-i omor pe băiatul ăla pe Stild, că ia uite unde și-a dat respawn-a meu, frate. Măcar nu mai are arme, știu că tot ce-a dat pe arme s-a adus pe sulicioaică. Și acum numai bine, sunt unii lângă alții și o să mă duc și rupi, ești nebun la cap. Cred că i-a comandat, e posibil să-i fi comandat, prieten. Da, i-a comandat SG de ăla și SG-ul ăla iară eu pe la... La ăsta, dar oricum n-are nicio șansă ăla. Bam, Princess, te-ai dus și tu, bossule, te-ai dus. Bine, bă, băieți, bă, bine, bă, băieți. Hai să vedem aici dacă am făcut win-ul ăla nebun, rău de tot. Nu mă rog, win-ul rank up-ul nebun, rău de tot, frate. Că win-ul nici nu mă interesează, ești nebun la cap. Vreau să văd un rank up de la nebun, bă, dar putem să dămesc, bă, băieți, ia să vedem. Ember Wolf, încă am Ember Wolf, băieți. Hai să mai jucăm un meci, poate ne dăm un rank up, totuși chiar aș vrea un rank up, așa că hai să dăm. Mamă, your squad is still alive, ce dracu cu coaie. Hai să dăm repede, bă, băieți, tot Ember Wolf avem, bă, nu-i bine, bă, băieți, trebuie să mai câștigăm un meci. Hai să dăm repede încă un meci, bă, băieți. Da, bă, băieți, ne-a găsit și cel de-al doilea meci, o să ne dăm drop aici la docuri și hai să vedem dacă dăm rank up. Eu aș vrea sincer să dăm rank up, din câte știu eu, mai avem cred că vreo doar 2 sau 3 rank-uri, v-am spus, nu cunosc așa de bine rank-urile din Danger Zone. Dar după calculele mele, cred că mai avem vreo 2 sau 3 rank-uri, corectați-mă în comentarii în caz de mă încurc, dar cred că maxim 2 sau 3 rank-uri mai avem nevoie până să facem. Cel mai mare rank ăla ar fi The Howling Alpha, dacă nu mă înșel. Deci, hai să vedem. Nu, stai că greșesc, vreo 4 rank-uri cred că mai avem, bă, băieți, pentru că vine după Ember Wolf, vine Timber Wolf.
După aia nu mai știu, nu mai știu exact, dar oricum mai e un pic, bă băieți, dacă stau să mă gândesc așa. În sfârșit jucăm și noi pe o artă pe care nu-i zăpadă, pentru că am mai jucat niște meciuri înainte și nu mai m-a făcut zăpadă, frate. N-am dat și eu undeva să nu fie zăpadă, bă băieți, bă. Deci nu se poate așa ceva. Sperăm să fie și loot bun. Hai un pistol de aici, te rog, eu frumos, un pistol. Bă, băiatule, vreau și un pistol. Mi-a dat diversion device, bă băieți. Diversion device îmi trebuia mie acum, nu pistol în niciun caz. Hai să vedem, bă băieți, dacă reușim să câștigăm și meciul ăsta. Eu zic că șanse de 100% dacă câștigăm acest meci să fie un rank up. Deci hai să ne punem pe treabă, bă băieți, pentru că am început acum în ultima vreme, din câte puteți observa, să postez zilnic. Bine, postez de acum zilnic și pentru că eu, deci voi când vedeți episodul ăsta, eu cel mai probabil o să fiu plecat la mare. De fapt, cel mai probabil 100% o să fiu plecat la mare. Și am filmat mai multe episoade în câteva zile ca să am pentru acolo. Adică să aveți și voi aici content, de mult la cam nu vă las eu nici când plec, bă băieți, eu și când plec muncesc, bă băieți. Și când sunt vacanță pun videouri pentru voi. Și, aoleu, ia uite acolo, mamă, să-mi bat picioarele. Și, ce am vrut să zic, mamă, păi mi-am comandat, ce am făcut, mă, nene, mă, păi mi-am comandat tech și acum mi-a venit ăsta, dar nu-i probleme, că le dăm team wipe la băieții ăștia, hai să vedem. Mama, i-am tras două gloanțele alea, niciunul nu i-am nimerit, nici măcar un buddy nu i-am dat nimic să mă bată, tata, hai să mergem repede pe el, bă, băieți. Hai, bă, băiatule, vino încoace să ți-o dau. Mamă, ce ăla fuge cu spatele, eu nici nu înțeleg. Ah, ba nu, așa-l vedeam eu cu ăla. Stai, mă, frătiucule, cu minte și-l omorâși pe băiatul ăsta să dăm un squad wipe. Hai, brother, încoa. I-am dat mare squad wipe, bă, băieți, mi-a venit și tech-ul, dar nici nu cred că mai am nevoie de tech la câți bani am găsit aici. Cred că mi-au... Doamne, ferește. Hai, bine, bă, băieți, am distrus și aia, hai să ne luăm tech-ul. Sper că e ceva de gloanțe acolo și cred că am văzut ceva de gloanțe. Hai să ne luăm și armura. Hai, mă, băieți, că eu zic că suntem destul de stacați acum. Nu cred că mai pierdem nimic. Eu trebuie să, dacă îmi furi gloanțele, după ce că eu am omorât asta, mă rog, am spart-o, că am stricat-o, că pui mie așa, bosule, nu e niciun glonț, gloanțele sale mele, pentru că eu te car aici, broadere. N-am armură destul, ar trebui totuși să am și armură, dar uite, ăștia au numai pistoale, perfect, e perfect să le dau aici un clean-up, bă, sper că la n-are coduri și-mi dau antap acum prin gardul ăla, că-mi bat pulicioaica. Tu, bosule, cu pumnii, ce să-ți fac acum? Am și o milă față de tine, bosule, one-tap, ți-ai luat. Bă, deci mie mi se pare prea opete cu ăsta la one-tap, urmamă, l-are spin-ul băgat, băiețe, l-are spin-ul, voi vedeți că are spin-ul băgat. Ce drecu, de ce făcea așa ăla, what the fuck, băieți? M-am dat mare clean-up aici, dar de ce făcea ăla așa, băieți? De ce se învârtea, trăievar familia? Băieți, păreri? Ăla se învârtea, sunteți nebun la cap. M-am speriat, am crezut că mi-au mare one tap de la el, dar fie-am omorât pe toți, i-am spart pe toți. Acum cred că ar fi momentul, bă, băieți, ne luăm un scout. Demo box, din păcate nu mai am, dar vine și ăla. Sper doar, băi, o să mă îndepărtez cât de mult pot de cu echipierul ăsta meu, pentru că o să-mi vină, parcă, ouleu, nu arunca cuțit, ăsta nu arunca ciocanul. Parcă văd că o să vină scoutul ăla și milia. Eu acum vă băiesc că se încarcă dolarul ăla și câteodată când se încarcă, adică când se încarcă dolarul ăla primim câte 100 de dolari. Nici nu știam chestia asta, să-mi bat piciorul, bă băieți, că mi-a venit și scoutul, iau din săritură. Și hai să mergem la clean up, zic, uite ăsta, băiatul ăsta cred că e singur aici, că ăsta cred că pot să-i dau și cu tecu, că eu zic că deci, tecu e mult mai bun de la distanță mică, nu mai, deci nu încercați. Păi ce ai făcut, mă nene, mă, păi nici mai îmi trebuie mo box, băieți, avem aici tot emo din lume, luăm și bănuții ăștia în caz de ne trebuie mai târziu și bam, bam, bam. Și avem și gloanțe pentru tech, băieți. Nu, am crezut că avea tech, dar are MP5 de la SD. Hai să mergem acum la clean-up. Băieți, uite, ăștia doi cred că sunt co-echipieri, din câte pot observa aici. Unul dintre ei are un UMP și o să dăm mare clean aici. Nu prea pot de zidul ăla. Hai, mă, broadere. Unul mort. Doi morți, perfect, le-am dat-o la amândoi. Mamă, cât de urât am putut să-i o dau. Aud aia, nu trage după mine, broadere, că mă supăr. Hai repede să mergem, bă, băieți, să le luăm itemele la băieți ăștia. Poate aveau și ei ceva interesant pe aici, dar probabil că în afară de bani nu o să le iau absolut nimic. Hai să vedem. Aveau armură, dar nu cred că mi-a trebuit armură, n-am fost atent la cât armură aveam înainte, dar în rest nu prea e nimic interesant. Un medic și adesea aș putea să-mi dau și să le iau pe ăla și cam atâta, bă, băieți, mai sunt 8 inamici în viață, deci nici măcar, deci am făcut cred că vreo 4-5 kill-uri până acum și n-am reușit, mă, să dau și eu aici mai multe squad wipe-uri. Hai repede, ia uite-i pe ăștia doi, perfect, brother, unul mort. Hai un squad wipe, băieți, am zis squad wipe. Bine, bă, băieți, enemy squad eliminated și o să luăm și pe scorpion ăsta care probabil e cu echipier cu ăla din casa aia alaltă. Ăla, ouăleu, Doamne Iisuse. Nu, apare, nu era cu echipier, că a murit sau eu, nu, eu l-am omorât pe ăla. Bă, i-am dat, nici măcar nu m-am uitat la el și i-am dat-o să mă bată data. La încearcă să fugă de mine, săracul, dar nu știe că eu să-l aștept chiar aici și o să-i dau mare one-tap. Hai, n-am scoat de eliminated, mai sunt 4 inamici în viață, bă, băieți. Ăsta a fost așa un meci mai pe fugă să mă bată tata, că i-am rupt pe băieți, i-am rupt de tot, bă, băieți. Hai repede să dăm, cred că am vreo 6 kill-uri dacă nu mă înșel. Până acum asta săracul, are loot în afara zonei, așa că o să mergem repede să-l luăm, dar nu o să stăm foarte mult pentru că ne luăm damage. Și o să-mi comand un ammo box și
Încă un Emo Box. Adică n-avem nevoie de altceva momentan. O să ne luăm două Emo Boxuri și o să mergem mai încoa, pentru că dacă vine zona o să pățesc ca în meciul trecut să-mi cuprindă zona lootul, așa că nu avem nevoie de chestii de genul. Bă, nu mai văd pe nimeni cu scout, nu prea văd. Păi stai mă frate, că nici n-am văzut astea aici, nici n-am prea văzut oamenii în Danger Zone care să-și ia scout. Și e alegere foarte proastă, bă, băieți, pentru că aveți nevoie de scout în Danger Zone. Da, hai să ne umplem aici scout-ul frumos de gloanțe. Tecu nici nu știu dacă are rost, că o să iau două. O să iau două și două. Și gata. Astea au fost gloanțele, bă, băieți. Nu văd niciun SSG și asta mă liniștește, pentru că știți și voi de obicei cum se joacă cu SSG-ul în Danger Zone, adică se joacă cum joc eu, bă, băieți. Hai să vedem repede, luăm pe băiatul ăsta, luăm și pe băiatul ăla cu MP9-ule. Aoleu, l-am ratat. Băi, de ce trage na... Băi, coaie, trage na meu. Îl ia aimbutul pe a meu, coaie, nu-mi vine să cred așa ceva. Hai, mă, băieți. Nu! Gata, mă, băieți, să nu mi-i scoate eliminate. De ce lua aimbutul pe a meu? Pentru, probabil pentru că n-am făcut și o setare ca lumea acolo. SSG! Văd un SSG, băieți, nu se poate așa ceva. Și ăla nici n-are nume, bă, băieți. Nu. Văd un SSG, băieți. Văd un SSG, băieți. Of, 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 doamne, ce să facem aici? Că e cam riscant cu SSG-ul ăla. Că dacă mă ia ăla acum pe la spate și se și închide asta, bine, oricum ieșim pe locul 2, ceea ce ar fi oricum tank, pentru că se are în cap și la locul 2, dar eu vreau să fiu locul 1, bă, băieți, să se pună ca win. Asta e ideea, bă, băieți, eu vreau să se pună ca win toată șmecheria asta. Hai să mergem să-l burăm pe contractul ăsta de aici, că prevăd că are loot destul de bunicel și mai niște bani, ceva, mai un bănuț, oricum are mac, deci e lejer. Ah! L-am ratat. Gata, ești băiatule, gata. Și ai pe ultimul. Bă, mai doi inamici. Înseamnă că mai e unul pe lângă. A, ba nu, ăsta e cu echipierul ăla. Și o să-și dea respawn, să vedeți ce. Și eu nu o să mai apuc să-l omor pe ăla. O, oh, iar, mamă, ce, deci mă frige la cap SSG-ul ăla. Mă jur, mă frige efectiv la cap SSG-ul ăla. Eram sigur că asta o să se întâmple, bă, băieți. Avem doar 7 secunde, deci eram sigur că asta o să se întâmple. Oricum ieșim pe locul 2 dacă-l omoră pe coechipierul meu, dar vreau să-l bat pe băiatul ăla pe Simbo, dar nu știu cum ai. Avem bani acum oare la drop? N-avem bani. Ăla m-a omorât acolo, ar fi bine să fiu pe la Charlie pe aici. Pe la Charlie Chaplin, băie. Ioi, dar cum dracu, mă? Dar ce joc e ăsta, bă, fratele meu, bă? Să te spawneze în afara zonei, bă, băiatule. Păi și eu ce fac acum? N-am decât să-mi iau un tech, bănuiesc. Și un emo box, bănuiesc. Și ăla oricum mă bate cu SSG-ul. Îmi dă prin gard recu, mamă, și n-am absolut nimic n-am la mine. Opa! Unde e ăla? Ah, și-a luat AK, what? Stai să-mi iau, a, nu pot să-mi iau medishat, bă, băieți. Stai să vedem că e cam riscantă treaba aia. A, are și SSG-ul, omul meu. Păi, dar cum naiba? Nu știu ce să fac, bă, băieți. Chiar nu știu ce să fac. Dacă am primit un mesaj numai un pic. A, am primit de pe grupul clasei. Deci mi-am abandonat episodul pentru câteva secunde, pentru că am primit mesaj pe grupul clasei, ca să vedeți și voi. Bă, dar tech-ul meu, where is my tech, băieți? Păi, ce se întâmplă aici, băieți? Eu mi-am comandat și tech. Mai comandăm unul, nu-i problemă, că poate vine ăla acolo. Man, comment, drop me P90, man, I can kill him. I can kill him, he's cheating. Comment me, man, and drop me the P90. Hai, brodere, nu vine și mie tech-ul? Comment me, man, comment me, hurry up. Hurry up, man. Gata, bă, băieți, nu să mai putem să ne dăm redeployment dacă... Bă, dar nu vine tech-ul, ce dracu se întâmplă? Băieți? Și o să vină și zona imediat. Ia uite, mi-l coaie, hai, mă, dă-mi-l repede. Să-mi iau și gloanțele, că vine zona pe mine. Dromi, thank you so much, man. Come on, let's go. He's cheating, so be careful, ok? Where was your scout? I don't know. I just lost it. No, he can shoot us. No. Watch out. He can shoot you. We need to play this smart, ok? He's cheating. No. Mamă, zici că he's cheating, dar și eu am coduri, bine, mă? Mamă, nu știu unde... I'm trying to find my scout, but I can't... How many money do you have, man? How many money do you have? Can you buy a scout? 260. Oh, fuck. Let's find more money so we can buy a scout. So we can... What was that weapon? Never mind. I thought it was an AK. Mamă, nice English, să mă bată data. Mamă, nu știu unde să le iau pe ăla. No, he's camping us. Watch out. Don't go, man. He can kill you. Ce să facem, mă? Ce să facem? Mamă, vine zona, nu cred. Am auzit zona cumva? Repede sărim pe... Nu mă bloca, bossule, nu mă bloca. O să-l omoare pe a meu. Watch out, bro, watch out. Mamă, uite, n-are nimic în mână, prostul. N-are nimic în mână. Poți să-l omor. Nice! Good job, let's... Oh, no! Oh, my God, his teammate is cheating too. His teammate is... Go, kill his teammate, man. Ah, nu mai se respawnează. Bun. Be careful. He's left. Behind that house. Yes. There. Watch out, he's going to untap you, man. He's cheating too, I think. Medic shot and rush him. You can't kill him from there.
Mamă, coaie, ce face omul meu? Ah. Just rush him, man. You can't, he's cheating. Just rush him. Try to kill him. Ah, ba nu, poate să joace chestia asta și deștept. Are dreptate. Are dreptate că... He's in the house, yes, yes. No, 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 just behind, man. The zone is going to kill him, man. Yes, wait for him there, nice. Hai mă, băiatule, du-te, dracu. Hai, vino încoa. Vino încoa, bă, băiatule, hai. Nice, good job, my friend. Ha, ha, ce-a câștigat omul meu. Bă, băieți, Timberwolf. Bine, bă, băieți, am dat rank up din Emberwolf în... Din Emberwolf. GGS. Se face și un pic de trash talk. Bă, băieți, am făcut Timberwolf. Mamă, cât de fain se asortează așa culorile de la rankuri. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri, bă, băieți, la acest episod. Un subscribe pentru că la 70.000 de abonați o să facem încă un live stream de 12 ore și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.